Aș vrea să abordez un subiect care cred că se potrivește și cu inaugurarea noii case de închinare pe care dumneavoastră ați consacrat-o duminică spre slava lui Dumnezeu și în același timp gândului, conceptului că de fapt casa lui Dumnezeu suntem noi. Ceea ce dă valoare acestor ziduri este prezența noastră aici. Fără noi aici este doar o combinație de ziduri, de cărămidă, de fier, de grinzi, de ce vreți dumneavoastră. Ceea ce face din casa aceasta casa lui Dumnezeu este prezența adevăratei case spirituale a lui Dumnezeu, Biserica Domnului Iisus Hristos. Și lucrurile acestea merg mână în mână. Noi consacrăm un locaj de închinare și îl folosim ca să ne închinăm lui Dumnezeu în el, dar el este casa lui Dumnezeu pentru că cineva se adună acolo ca să dedice locașul acela lui Dumnezeu. Și asta ați făcut. Și vreau să citesc câteva versete din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, din capitolul 2, de la versetul 19 la versetul 22. Haideți să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, ne ridicăm în picioare. Efeseni 2, de la versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Scumpi frați și surori, noi știm că Domnul Iisus Hristos zidește biserica. El a spus, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor putea birui. Când spunem că Domnul zidește biserica, trebuie să adăugăm că există două dimensiuni ale bisericii și chiar trei. Prima dimensiune a bisericii este biserica universală. Este vorba de biserica Domnului din toate vremurile, sfinții lui Dumnezeu din toate vremurile, din toate neamurile, inclusiv sufletele celor care sunt deja făcute desăvârșite, care au plecat la Domnul. Citiți în Evrei, veți vedea, spune, voi nu v-ați apropiat de un munte, nu v-ați apropiat de cu tremurul de acolo, nu v-ați apropiat de glasul care vorbea cu asemenea forță, putere, că nu-l puteau asculta, nu v-ați apropiat de poruncile acelea sumbre și drastice, că dacă cineva se atinge de munte, să fie ucis, inclusiv dacă un animal s-ar atinge de munte. Dar zice, v-ați apropiat de biserica Domnului, acolo este imaginea bisericii, de sfinții în sărbătoare, de tot ce înseamnă împărăția spirituală a lui Dumnezeu. Aceea este biserica universală. Biserica universală este perfectă, biserica universală este desăvârșită, biserica universală este proiectul lui Dumnezeu finit. Acest proiect
există în planul lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Planul lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii cuprinde biserica universală în forma ei finală. Dumnezeu a știut de la început ce se va întâmpla până la sfârșit. Dar există o aplicație a bisericii universale care se numește biserica locală. Acum, trebuie să înțelegem că noi nu zidim biserica lui Iisus Hristos, noi nu zidim biserica universală a lui Iisus Hristos. Dacă mâna unui om s-ar implica acolo, în dimensiunea aceea spirituală, desăvârșită, perfectă, ar fi vai jamar. Cel ce zidește biserica este Domnul Iisus Hristos. Însă la nivelul și în dimensiunea bisericii locale, Biblia spune că noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu și noi zidim, și noi lucrăm. N-aș vrea să umplu timpul, pentru că dumneavoastră știți foarte multe versete în Noul Testament în care Biblia spune că zidim prin vorbele pe care le spunem, zidim prin faptele pe care le facem, prin slujirile noastre. Spune să aduceți o vorbă care să aducă zidire și nu dărâmare și așa mai departe. Deci sunt foarte multe feluri în care noi putem zidi în biserică. Vă aduc aminte de ceea ce spunea Apostolul Pavel în Corinteni despre slujitorul acela care zidește și trebuie să zidească pe temelie și trebuie să zidească aur, argint și pietre scumpe. Dacă zidește lucruri perisabile, într-o zi focul lui Dumnezeu le va arde, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Și aș vrea să vă spun că există totuși o tragedie în intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Și să nu ne jucăm pe marginea prăpastiei datorită acestei derogări. Știți că Biblia spune acolo că despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Nu este vorba de, mulți leagă textul acesta în mod foarte greșit de necazul cel mare, când oamenii prin propria lor jertfă își vor da viața și își vor mântui sufletul ca prin foc. N-are nicio legătură, Corinteni, cu Apocalipsa. Este vorba de un slujitor care nu zidește argint, aur și pietre scumpe, zidește lemn, trestie, fân și ard în ziua judecății. Fie dintr-o motivație greșită, fie fără băgare de seamă, fie în mod neglijent, există posibilitatea de a zidi lucruri fără valoare în biserica Domnului Iisus Hristos. Și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că am auzit pe mulți pocăiți cu părerea, auzi, ce? Dă-o încolo de răsplată, Domnule, răsplată, nerăsplată, să mă văd eu intrat în rai. Ba, am auzit pe unii spunând, după colț, după ușă să ajung. Scumpilor, în raiul lui Dumnezeu nu există loc după ușă, nici pe prag. Unuia i-a spus, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Știi că a fi foarte aproape nu înseamnă a fi în. Și dacă ne jucăm prea mult cu lucrurile perisabile și ne jucăm prea mult de-a neglijența în casa lui Dumnezeu, s-ar putea să n-ajungem nici să intrăm, dar aminte să stăm undeva după ușă, după colț, în raiul lui Dumnezeu. Aia este o derogare pe care o face Dumnezeu, însă vai de omul care în mod intenționat se joacă de Evanghelia, se joacă de slujirea, se joacă de zidirea, face cu nebăgare de seamă lucrarea lui Dumnezeu, crezând că și dacă nu avea vreo răsplată în împărăția lui Dumnezeu, iată, acolo, preșul porții și va fi în rai. Joaca asta este așa de periculoasă încât s-ar putea ca într-o zi Dumnezeu să nu-ți ardă doar lucrarea, să te ardă și pe tine. Pentru că Biblia spune că nimeni nu poate să ia foc în sân și focul ăla să nu-l ardă.
Hristos zidește Biserica Universală, noi zidim împreună cu Hristos la nivelul bisericii locale. Care e diferența între Biserica Universală și Biserica Locală? Nu toți cei care fac parte dintr-o biserică locală fac parte din Biserica Universală și vor avea parte cu Domnul în Împărăția Cerurilor. Faptul că ești în registrul de membri al unei biserici nu-ți garantează intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. Aici noi nu suntem produse finite. Aici noi suntem proiecte în curs. Și ajungem imediat la lucrul acesta. Pentru că noi zidim, suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, dar la rândul nostru suntem zidiți. Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Și voi sunteți zidiți împreună. Biserica locală este cariera lui Dumnezeu unde sunt cioplite pietrele, pentru că atunci când vor intra în Biserica Universală, să intre la locul lor perfect, o îmbinare perfectă, fără să fie nevoie de vreo ajustare. Și acum, dacă suntem zidiți, ca să fim casa lui Dumnezeu, suntem zidiți în casa lui Dumnezeu ca să fim casa lui Dumnezeu, aș vrea să spun trei lucruri despre felul în care noi suntem zidiți. În primul rând, Pavel le spune efesenilor, sunteți zidiți ca să fiți. Sunteți zidiți ca să fiți. Se leagă de identitatea noastră în Hristos. Totul începe cu a fi în credință, totul începe cu a fi. Ce este mântuirea? Care este momentul mântuirii? Apostolul Pavel spune că mântuirea se primește prin mărturisirea cu gura și credința din inimă. Și credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă în seara aceasta cineva aude cuvântul lui Dumnezeu, persoana asta ieri a fost în cine știe ce locuri, a făcut cine știe ce fapte, a rostit cine știe ce cuvinte, ai putea să iei suma faptelor și vorbelor lui sau a caracterului lui, să spui că e un om nemântuit, nepocăit, un om rău. Și el vine în casa lui Dumnezeu, ascultă cuvântul, este atins de cuvântul lui Dumnezeu, prin auzirea cuvântului se naște credință în inima lui și omul acela, datorită credinței care s-a născut în inima lui, face o declarație și spune, vreau și eu să-L slujesc pe Hristos, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de famenul etiopian? Ce a făcut Filip? I-a predicat Evanghelia. I-a deslușit Evanghelia despre Domnul Iisus Hristos. Famenul acesta, când a crezut, a întrebat pe Filip, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip i-a spus, dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, se poate. Și ne da, cred. S-au coborât la apă și l-a botezat. Înainte ca să facă ceva famenul, el a fost mântuit datorită verbului a fi. A devenit copilul lui Dumnezeu. A devenit fiul al împărăției. A devenit mântuit al lui Hristos prin credința din inimă și declarația publică că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Viața de credință, intrarea în împărăția lui Dumnezeu, înzidirea lui Dumnezeu, începe cu a fi. Și acum ascultați. Ce să fim? Cetățeni. Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, voi numai sunteți a fi, nici străini, nici oaspeți ai casei,
ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Ascultați tot în Efeseni, dar în versetele de dinainte, tot în capitolul 2, spune așa în versetul 11, de aceea voi, care altă dată erați, nu erați ce sunteți. Hristos a murit și sunteți zidiți ca să fiți ceea ce nu erați. Erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Și acum fugim puțin înapoi la versetul 10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Viața de credință, care înseamnă umblarea în faptele pregătite de Dumnezeu ca să umblăm în ele, începe cu a fi, cu o nouă identitate pe care ne-o dă Dumnezeu. Zidiți ca să fiți cetățeni. Asta este prerogativa identității noastre. Când tu spui, sunt pocăit, sunt copil al lui Dumnezeu. Normal că ne uităm la faptele tale, ne uităm la viața ta, ne uităm la felul cum vorbești, ne uităm chiar și la felul cum te îmbraci. Dar în prima zi a identității tale, când n-ai apucat să faci nimic din toate aceste lucruri, ești prin credința din inimă și mărturisirea cu gura. Așa se capătă cetățenia împărăției lui Dumnezeu. Că pe urmă trebuie și păstrată, ajungem și acolo. Acum, asta este un lucru foarte, foarte important, frați și surori. Aici se împotmolesc de multe ori oamenii care predică siguranța eternă a mântuirii, once saved, always saved, erezia predestinării, că Dumnezeu s-a uitat la toți oamenii, i-a pus să treacă pe toți prin fața lui și a zis, ăsta nu-mi place de el, în iad, ăsta îmi place de el, în rai. Și independent și indiferent de ceea ce faci sau dorești tu, Dumnezeu te-a sortit la rai sau la iad. Noi nu avem un astfel de Dumnezeu, vă promit, nu avem un astfel de Dumnezeu. Și prin ceea ce spune aici cuvântul Domnului, aș vrea să demasc gravitatea acestei erezii, pentru că oamenii ăștia care predică siguranța eternă și necondiționată a mântuirii, au o problemă. Sunt unii care cred, ridică mâna și declară că îl iubesc pe Hristos și îl slujesc și după 10 ani se răzgândesc și se duc în lume. Și eu bat pe umăr pe domnul ăla și spun, dacă nu se poate cădea din credință, măcar că Biblia spune vegheați ca să nu cădeți, vegheați ca să nu fiți lepădați. Și sunt o groază de imperative care demonstrează în Scriptură că trebuie să fim foarte veghetori pentru că în permanență suntem în pericol, suntem în război. Într-un război fără pauză, fără amnistițiu, nu există niciun minut. Mai vorbim de o zi de pauză în războiul spiritual pe care îl purtăm. Ce s-a întâmplat cu el sau cu ea?
și îi spun, auzi, n-a fost mântuit sau mântuită de adevăratele, numai s-a prefăcut. N-a fost de la început. Și atunci, normal că trebuie să-i spun la un asemenea, iertați-mă, obraznic, îi spun, mă, tu îmi garantezi că dacă am mântuirea, nu o pierd, dar nu-mi poți garanta că am primit-o. Decât după ce mi-am terminat viața. Deci eu, potrivit teologiei tale, dacă am mântuirea, e în siguranță. Pot să mă duc să mă destrăbălesc, pot să fac ce vreau, pot să mă declar ateu, că m-a hotărât pe mine Dumnezeu, cumva până la urmă mă forțează și mă pocăiește și mă mântuiește. Și îmi garantez că dacă o am, o am. Problema ta este că nu-mi poți garanta că o am, pentru că tu încă nu știi ce fac eu până la sfârșitul vieții. Și dacă cu 3 zile înainte de a muri mă despocăiesc, îmi spui, n-ai fost niciodată. Oamenii ăștia îți garantează că dacă ai mântuirea, n-o pierzi, dar nu-ți poate garanta că o ai. Ori cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă crezi și dacă mărturisești, vei fi mântuit. Aleluia. Și depinde de tine dacă îți duci mântuirea până la capăt. Pentru că dacă suntem lucrători împreună cu Dumnezeu în trupul lui Hristos, suntem lucrători împreună cu Dumnezeu și în viața noastră personală și spuneam că e dimensiunea bisericii universale, dimensiunea bisericii locale și este și dimensiunea personală a mântuirii. A fiecărui mădular în trupul Domnului Iisus Hristos. Asta e prerogativa identității noastre. Când tu spui pocăit, spui pocăit și ești pocăit și ești copil al lui Dumnezeu. Pentru că ai fost încetățenit, ți s-a dat dreptul de cetățenie în împărăția lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin sângele plătit. Să știți că cetățenia se câștigă și se plătește și noi n-am avut cu ce să o cumpărăm, a cumpărat-o Hristos pentru noi, mărit să fie în numele Domnului. Apoi, suntem zidiți ca să fim una în Hristos. Împreună cetățeni cu sfinții. Și apoi, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, în el toată clădirea bine închegată, ca să nu se dezintegreze, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul, și prin el și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un locaș. Am vorbit de cetățenia noastră, acum, tot la capitolul identității vorbim despre părtășia identității noastre. Pentru că împărăția lui Dumnezeu are mulți fii, care trebuie să fie toți împreună. Vreau să vă spun că sunt încântat să particip la o seară unde sunt frați și surori din 2 biserici. Sau poate chiar mai multe, nu? În loc să vă uitați urât unii la alții. În loc să vă uitați răutăcios unii la alții. Ați venit să fiți împreună, să-L lăudați pe același Domn, să vă bucurați de aceeași credință. Și vreau să vă spun că pe pământ, în dimensiunea locală a bisericii, nu este nicio problemă să fim o biserică la mai multe adrese. E păcat când suntem mai multe biserici într-o singură adresă. O singură biserică la mai multe adrese e ok. În biserica locală așa este. Mi-aduc aminte, cu mulți ani în urmă, eram mai tânăr și eram mai agitat și mă uitam la fiecare membru, la fiecare familie, să fiu sigur că îi câștig pe toți și nu pierd pe nimeni. Și într-o zi m-a văzut soția mea foarte stresat.
Și mi-a dat să mănânc și pe urmă m-a chemat să vorbim. Deci, auzi, am o întrebare. Tu vrei ca toți românii penticostali din Chicago să fie la tine în biserică? Chiar așa m-am gândit, dar n-ar fi o idee rea. Zice, asta nu o să se întâmple absolut niciodată. Și m-am uitat, zic, domnule, câtă încredere are în mine. Zic, dar de ce nu se întâmplă niciodată? Pentru că nu ți-i dă Dumnezeu. Pentru că nu-i dă Dumnezeu. Nu ți-i dă Dumnezeu. Biblia spune că turma Domnului este împărțită, va căzut la împărțeală. Frate Gabi, niciodată nu o să fie la aleluia decât ăia pe care vi-a dat Dumnezeu la împărțeală. I-a împărțit și a zis, ăștia la bârsan, ăștia la fază. Unii dintre voi nici nu știți ce sunteți acolo sau în partea cealaltă, dar vă spun eu de ce. Așa ați căzut la împărțeală. În dimensiunea locală a bisericii, așa stau lucrurile. Și mi-a spus nevastă mea săracă, zice, părerea mea este să te hotărăști ce fel de evanghelie vrei să predici, ca să știi ce fel de oameni vrei să atragi, să scadă la împărțeală. Să nu te obsedezi, să nu te stresezi, că 100% nu o să vină toți la biserica ta. Și așa e, frate. Turma e împărțită, turma care v-a căzut la împărțeală. Pe aia trebuie să o păstorești. Dar în interiorul bisericii locale și în interiorul bisericii universale, biserica trebuie să fie unită, să fie împreună, să fie una. Știți care e tragedia? Că de multe ori suntem împreună, dar nu suntem împreună. Suntem într-un loc, dar nu suntem în același loc. Ori parte din identitatea noastră este că nu suntem singuri, suntem mădulare, mai multe mădulare într-un trup. Și dacă suntem împreună, trebuie să ne ajutăm și să ne zidim sufletește unii pe alții, trebuie să ne îndreptăm unii pe alții, trebuie să veghem unii asupra altora. De aia n-am priceput niciodată din ce cauză sunt unii parte din Biserica Domnului Iisus Hristos cu mentalitatea: sunt într-o țară liberă, fac ce vreau, nu-mi spune nimeni mie ce să fac sau să nu fac. Tu nu ești cetățean în Biserica Domnului Iisus Hristos. Un cetățean cunoaște și respectă regulile și poruncile și legile unei societăți din care face parte. Și vreau să vă spun că împărăția lui Dumnezeu are poruncile și legile ei, pe care trebuie să le cunoaștem și să le respectăm. Și pentru că în societate există clar indiciul că nu toți respectă rânduielile și legile, de-aia ai polițiști, de-aia ai oameni de ordine, pe care trebuie să-i ascultăm până la Dumnezeu, dar trebuie să-i ascultăm și să le fim supuși, că în Roman 13 spune, el poartă sabia lui Dumnezeu ca să facă rânduială în lume, să nu vă spargeți capetele la intersecții. Ei, în împărăția lui Dumnezeu sunt oameni care veghează, priveghează asupra sufletelor oamenilor, dar inclusiv noi suntem chemați să veghem unii asupra altora, așa spune tot apostolul Pavel în Evrei. A fi împreună, un trup bine închegat, este părtășia identității noastre. Și apoi, bineînțeles, suntem cetățeni, suntem una în Hristos, am vorbit de prerogativa identității, cetățenia noastră, una în Hristos, părtășie identității noastre,
un locaș al lui Dumnezeu, o casă a lui Dumnezeu unde ne adunăm, asta este practica identității noastre. Aici ne adunăm să ne închinăm lui Dumnezeu, să-L lăudăm pe Dumnezeu, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să căpătăm resurse spirituale de care avem nevoie ca să continuăm să fim. Știți care a fost cursa cea mai mare a pandemiei? Și îi vedem rezultatele. Să nu se mai adune biserica împreună. Și în perioada aceea am ascultat oameni despre care credeai că-s mari. Păstori de zeci de mii de membri care au venit cu o aroganță de parcă ziceai că au ieșit din biroul lui Hristos, din Sfânta Sfintelor. Și spuneau, a, biserica Domnului, El își zidește biserica, e puternică. Și dacă un an de zile, și dacă doi ani de zile nu ne adunăm, biserica va fi mai puternică după aia. M-am uitat și am spus, măi, oameni buni, sunteți deștepți, nimeni nu contestă lucrul ăsta, dar nu știți ce vorbiți. Fraților, biserica Domnului nu că nu supraviețuiește dacă nu se adună la un loc, nici nu există dacă nu se adună la un loc. A fi depinde de a fi împreună, de a ne aduna, adunarea bisericii, de a spune, nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei. Când nu mai vii la adunare, când vii din ce în ce mai rar la adunare, când stai din ce în ce mai puțin la adunare, când vii din ce în ce mai târziu la adunare, încetul cu încetul se ciontește, se taie din identitatea ta, din calitatea ta de a fi. Încet, încet nu mai ești. Și o biserică, atunci când taie, scoate, reduce, rărește, adunările împlinește voia diavolului. Știți de ce? Pentru că adunările bisericii îl sperie pe diavolul. Aici cuvântul lui Dumnezeu ne atinge, ne motelează. Să nu mă înțelegeți greșit, nu sunt deloc împotrivă să ascultați predici pe internet sau unde vreți voi, dar alea nu pot înlocui valoarea adunării împreună, adunării fizice a bisericii. Iar celor care cred că poate, vă rog frumos, frați slujitori, când vă sună și spun că-s bolnavi și au lipsit cu săptămânile și cu lunile, spuneți-le, stai acolo și dau cu un de lemn pe ecran. Și să ajungă un de lemn nu pe ecran la tine. Știu că sunt unii care fac și prostia asta. Dar nu mai păcălesc că vindecă, nu vindecă pe nimeni. Atunci când suntem în necaz, avem nevoie de atingerea fizică a bisericii. Nu vei avea parte de binecuvântarea acestei atingeri dacă îți bați joc de adunările publice ale bisericii atunci când e nevoie de tine. Și să mă iertați, sunt unii atâta de disfuncționali spiritual, încât atunci când au ei nevoie, toată lumea trebuie să se roage pentru ei, dar nu sunt niciodată acolo să se roage pentru cineva. Când își fac ei nunta la copii, toată biserica trebuie să facă drept să vină să fie prezentă. Ei la alții nu se duc. În momentul în care predică el, trebuie să fie biserica plină. Când predică altul, e în vacanță. A fi împreună înseamnă a fi împreună. E vorba de legătura frățească care este un stâlp al existenței bisericii. Și adunarea fizică, atunci suntem un locaș al lui Dumnezeu, o casă a lui Dumnezeu, când ne adunăm împreună. Zidiți ca să fiți.
Vreau să trec mai fugitiv peste următoarele lucruri, pentru că le știți. Sunteți zidiți ca să fiți, în al doilea rând sunteți zidiți ca să creșteți. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Cum creștem? Mai întâi, pe temelia apostolilor și prorocilor suntem zidiți pe această temelie. Când a văzut că începe să se ciobească, când a văzut că începe să se renunțe la această temelie, omul lui Dumnezeu Iuda a scris: m-am văzut silit să vă scriu ca să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Această temelie este așa de sacră încât în Apocalipsa, pe ultima pagină a Scripturii, există un avertisment care îi pune pe mulți în pericol și spune: dacă cineva adaugă, îi se vor adăuga urgiile scrise în cartea aceasta, dacă cineva scoate, îi se va scoate dreptul de a intra pe porți în cetate ca să aibă acces la pomul vieții. Temelia apostolilor și prorocilor sunt principiile, poruncile, învățăturile în care trebuie să trăim. Pentru că dacă suntem ceea ce suntem, trebuie să se vadă din ceea ce facem. Vedeți, una din marile probleme pe care le avem este atunci când răstălmăcim Scripturile vorbind despre har sau despre închinare. Când stă de vorbă cu femeia samariteancă, Domnul Iisus Hristos spune: noi avem nevoie de închinători care se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Și dintr-o dată vin unii și spun: ați văzut? Ați văzut? Voi ăștia cu legalisme, cu formații, cu una, nu, domne, în duh și în adevăr. În duh înseamnă că nu contează exteriorul, nu contează stilul, nu contează nimic. Totul e înăuntru, în inimă. Nu. Știi ce înseamnă în duh și în adevăr? A fi începe înăuntru, dar pe urmă trebuie să se vadă în afară. În adevăr! Și ce spunea Apostolul Pavel când i-am văzut eu că nu umblă potrivit cu adevărul? Lui Timotei Pavel îi spune: Hristos a fost dovedit neprihănit în duh, dar cum? Fiind arătat în trup. Ce este mai lesnea, zice? Ridică-te, scoală-te, ia spatul și umblă? Sau iertate sunt păcatele? Și dumneavoastră veți spune: păi e mai ușor să zici ridică-te, scoală-te, ia spatul și umblă, și e mai greu să zici iertate sunt păcatele. Pentru Hristos, da, că El a trebuit să plătească iertarea păcatelor. Dar pentru noi e ușor să-i spui la unul iertate sunt păcatele, că o fac popii în fiecare zi și nu-i doare gura. Ne iertați intră sub patrafir, ne iertați ies de sub patrafir. Și ei și popa. E ușor să spui iertate sunt păcatele, dar ia să vină un paralitic, un om în cărucior aici, din care are curaj să-i spună ridică-te, scoală-te, ia-ți patul și umblă. Și știți ce a zis Domnul Iisus Hristos? Ca să vă demonstrez că Fiul omului are dreptul, autoritatea, puterea să ierte păcatele, ție-ți spun: scoală-te, ia spatul și umblă. La toți cei care declară cu ușurință iertate sunt păcatele, le-aș aduce de fiecare dată un om în cărucior și a spune: no, ca să-mi demonstrez că ai avut dreptul să ierți păcatele, scoală-l pe ăsta din cărucior. Că noi toți declarăm că avem credință în inimă, că suntem copiii lui Dumnezeu, că suntem pocăiți, că-L iubim, că slujim. Și pe urmă viața noastră demonstrează nimic din toate declarațiile noastre. Zidiți ca să creșteți!
pe temelia apostolilor și prorocilor, principiile creșterii, spre Hristos, piatra din capul unghiului care este plinătatea creșterii. Tot în Efeseni rămânem. Ascultați ce spune în capitolul 4, de la versetul 11. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până când? Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Hristos este plinătatea creșterii. Atâta trebuie să creștem până când ajungem la nivelul lui Hristos. Ce ziceți? E un proiect pe toată viața. Este un proiect pe toată viața, dar e un proiect de fiecare zi, de dimineața până seara. Durează toată viața, dar ne costă fiecare moment din viața noastră să creștem până când ajungem la desăvârșirea lui Hristos. Și apoi, puterea creșterii este prin Duhul Sfânt, zice, să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Dragii mei, suntem Biserică Pentecostală. Și ca să putem crește la un asemenea nivel imposibil, un standard imposibil, perfecțiunea lui Hristos, singura șansă pe care o avem este Hristos în voi, nădejdea slavei. Prin Duhul Sfânt care asigură plinătatea lui Dumnezeu în viețile noastre. Cum e Hristos în noi? Prin Duhul lui Hristos. Atât de mult e Hristos în viața ta, cât de plină e viața ta de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Zidiți ca să fiți, zidiți ca să creșteți și în fine, zidiți ca să rămâneți. Să știți că templul acesta pe care îl zidește Hristos, Biserica Universală a lui Dumnezeu, nu poate fi biruită de nimeni și de nimic. Va rămâne în picioare pentru eternitate. Însă există câteva zguduiri care pun în pericol zidirea noastră, ceea ce zidim noi. Și ascultați. Suntem chemați să fim biruitori, echipați cu armătura lui Dumnezeu asupra păcatului, mai devreme se vorbea să se depărteze de fără de lege, biruitori asupra forțelor răutății, duhurile din locurile cerești, citiți în Efeseni și veți vedea de cel puțin 6-7 ori expresia în locurile cerești, duhurile, căpetenile și orânduirile, structurile de autoritate demonice din locurile cerești, pe asta trebuie să le biruim, și apoi a morții, biruința asupra morții. Biruitori în viața personală, biruitori în viața de familie, biruitori în lume. Toate acestea sunt în epistola către Efeseni. Dar aș vrea să vă spun că există niște cutremure care vin la temelia fiecărei construcții, zidiri. Inclusiv la baza zidirii lui Dumnezeu, ceea ce zidește Dumnezeu va fi testat. Și aș vrea să vă demonstrez cu cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc din Evrei, din capitolul 12, după ce este descrisă Biserica Universală a Domnului Iisus Hristos, de la versetul 25. Evrei 12 cu 25. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată,
arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Știți ce face Dumnezeu? Toate lucrurile care sunt, inclusiv Biserica Lui Universală, împărăția Lui, bisericile locale, familiile noastre și noi înșine, fiecare dintre noi, suntem scuturați în universul acesta, zgâlțuiți și cutremurați bine. Știți de ce? Pentru ca să se prăbușească tot ce este omenesc și rău și să rămână în picioare ce este dumnezeiesc și bun. Dacă te vei prăbuși, înseamnă că n-ai zidit ce trebuia în viața ta. Dacă o biserică se prăbușește spiritual, e pentru că n-a căutat lucrurile care duc la creștere, la zidire și la desăvârșire. Și membrii care compun mădularele, care compun acea biserică, nu l-au căutat pe Dumnezeu și n-au umblat după lucrurile Duhului. Însă am o veste bună. Ascultați. Versetele 28 și 29. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, oricâte valuri și oricâte vânturi vin împotriva ei, rămâne în picioare. Casa ta peste care vor trece șuvoaiele și apele mari, Biblia spune că dacă e zidită pe stânca Iisus Hristos, va rămâne în picioare. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dragi frați și surori, ne-am apropiat de încheierea acestei serii și cred că este momentul potrivit să ne facem o cercetare. Știu că în suferință plângem și Biblia spune să plângem cu cei ce plâng. În momentele de durere, de necaz și de suferință plângem. Ne întristăm, dar nu ca cei care n-au nădejde. În momentul în care în mijlocul suferinței Iov a plâns și a turnat cenușă pe cap, în momentul în care Iov a blestemat ziua când s-a născut, în momentul în care Iov și-a strigat durerea și și-a plâns necazul, Dumnezeu nu s-a supărat pe el. L-a ajutat pe Iov să iasă din situația aceea. Știți de ce? Ascultați, ce i-a spus nevasta, ce i-a spus Dumnezeul lui Satana? El rămâne neclintit în neprihănirea Lui. A spus, Dumnezeu a dat, a luat, fie numele Lui binecuvântat. În toate circumstanțele vieții, și adu-ți aminte de ultima încercare, de ultima problemă, de ultima supărare, de ultima clătinare, zguduire a vieții tale. Nu mă interesează dacă ai plâns sau nu. E normal să fii plâns. Nu mă interesează dacă te-ai văitat sau nu. Dacă te doare, te vaiți. Dar vreau să te întreb. Ai rămas neclintit sau ai rămas neclintită în neprihănirea ta? Ai continuat să-L binecuvântezi pe Dumnezeu? I-ai rămas credincios sau i-ai întors spatele? Pentru că dacă i-ai întors spatele, dacă ai început să pui întrebări de genul unde-i Dumnezeu, oare este Dumnezeu? Asta dovedește că n-ai zidit ce trebuia și cât trebuia în viața ta spirituală. Fă-ți o cercetare în seara asta. În ce investești cel mai mult? Cum îți investești timpul? Ia calendarul vieții tale, ia agenda ta a vieții tale. Unde scrie în ea rugăciune, cuvânt, părtășie, biserică? Pe toate celelalte le punem.
adrese, nume, locuri unde trebuie să mergem și ce trebuie să facem. Agenda noastră este plină. Ai o culoare specială pentru lucrurile care țin de zidirea ta spirituală în agenda ta zilnică. Există priorități de ordin spiritual în viața ta. Pentru că dacă nu există, e o rețetă pentru dezastru. Când se va clătina lumea și se va clătina în curând, când se vor zgâlții și se vor dărâma temeliile lumii acesteia, te vei prăbuși împreună cu ea. Scopul acestui mesaj nu este să învățăm și să primim informații despre dimensiunile bisericii și așa mai departe. Nu ăsta e scopul principal, ci prin acestea, în mod practic, să ne verificăm viața, pentru că atunci când va veni și va veni cu tremur la temeliile noastre, foarte curând, așteptați-vă să vină prigoană. Și dacă nu mă credeți, pregătiți-vă pentru prigoană. Și dacă mă credeți și dacă nu mă credeți, vă rog, pregătiți-vă de prigoană. Vei rămâne în picioare sau nu? Haideți să ne ridicăm și să ne cercetăm viețile. Frați și surori, e foarte important că de asta depinde nu eternitatea noastră, ci unde ne vom petrece eternitatea. De asta depinde dacă vom rămâne în picioare sau ne vom prăbuși. Și prăbușirea nu poate să fie decât mare. Spune, s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. Te declar copilul al lui Dumnezeu, te declar cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Eu nu contest faptul că ești, dar dacă ești, ești? Se vede asta? Ce zidești? Cum zidești? Pentru cine zidești? Stăm câteva momente în tăcere. Să avem un moment de analiză personală, de cercetare personală. Prea repede trecem de multe ori la rugăciune și rostim rugăciuni impersonale. Doamne ajută-ne, Doamne fă-ne, Doamne... Cred că în seara aceasta se cade să facem o rugăciune personală, fiecare în dreptul nostru, și să o facem în urma unor momente de cercetare adâncă. Tu știi cine ești și tu știi ce faci. Contabilizează-ți viața. Uite, ia ziua de astăzi. Întreabă-te, în afară de faptul că ai venit la biserică și bine ai făcut că ai venit la biserică, ce ai făcut astăzi? Cum ai trăit astăzi? Cât din acest astăzi ai dat lui Dumnezeu? Cât de mult ai gândit la El? Cât de mult ai investit în sufletul tău? Stăm câteva momente în tăcere înaintea Domnului. Așa spunea odinioară Obadia, tăcere înaintea Domnului Dumnezeu. Vrea să vorbească Duhului tău, vrea să vorbească sufletului tău, inimii tale, gândului tău. Lasă-L să-ți spună, unde stai cu pocăința, cu credința? Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să dea putere poporului său în vremurile acestea. Mă rog să binecuvinteze biserica, aleluia! Mă rog să binecuvinteze biserica Betel! Mă rog să binecuvinteze bisericile din Detroit, din Chicago, bisericile române de pretutindeni, bisericile lui nu numai românești, ci de orice etnie ar fi. Dumnezeu să aducă o trezire spirituală autentică, o întoarcere la cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Haide să cerem aceasta, dar înainte să o cerem pentru lumea întreagă, haide să o cerem pentru viețile noastre, pentru familiile noastre și pentru bisericile noastre.